Ceea ce îl privește pe Liviu Dragnea, am ascultat ce spunea domnul Dancă, nu pot să spun argumente, n-am auzit niciun argument, am auzit numai jigniri. Asta arată cât de jos a coborât limbajul Partidului Național Liberal după intrarea în Parlament a USR-ului. Ei au o oarecare retorică apropiată pentru că se bat pe același electorat. Dar sigur că până la jigniri, la modul acesta, nu reușiseră încă să coboare de ceva timp încoace de când sunt ei în politică. În ceea ce îl privește pe Liviu Dragnea, acum ca și argumente de ce este demonizat, pentru noi este foarte simplu. Este liderul celui mai mare partid din România, care a reușit să câștige alegerile cu 46%. Pe organizarea lui Liviu Dragnea, nu mai sunt foarte multe partide în Uniunea Europeană care să câștige cu 46%. Cred că, în afară de Fidesul lui Orban, nu mai există un partid care la PP. Sigur, care să aibă același scor. Dintre socialiști avem clar cel mai mare scor. Este cel care implementează în primul rând programul de guvernare, pentru că este cel care evaluează miniștrii, care stă de fiecare dată de vorbă cu toți cei care și-au asumat această răspundere de a aplica acest program de guvernare, care, apropo, la ora actuală este la 71% deja realizat. Și cred că asta îi sperie foarte tare pe cei uitați aici de la dovezile, PNL. Dovezile realizărilor dumneavoastră. Poate apucăm în această emisiune, doamna Vasilescu. Chiar aș vrea Vasilescu să vorbim despre realizările noastre și despre ca ministru al muncii, ați fost ministru minciunii, ceea ce doriți nu al muncii, să pentru ceea ce înseamnă pensionari și angajați din sistemul public, inclusiv alocații, doamna. Așa cum s-a întâmplat pe vremea noastră. Dacă ar trebui și trebuie să fim corect și să despicăm firul în patru, ar trebui ca fiecare dintre dumneavoastră, în momentul în care faceți afirmații, să le demonstrați. Absolut, dar eu pot să le demonstrez. Dar dacă începem să luăm cuvânt cu cuvânt voie, cu minciunile... Îmi dați voie să demonstrez? Cred că nu mai terminăm. Îmi dați voie să demonstrez? Demonstrați? Deci, prima de minciună, măcar, prima pentru minciună, că ați pomenit prima de minciună. Minciună. Punctul de pensie, 1265 de lei în 2019 în programul de guvernare. Da, și este ordonanța, deja ordonanța, ordonanța de urgență, ordonanța l-a înghețat, până la 1 septembrie. Trei luni de zile le furați banii pensionarilor. De urgență abia s-a dat. Deci, dacă îmi permiteți, trei luni de zile, doamna Vasilescu împreună cu domnul Dragnea fură din banii pensionarilor, așa cum le-au promis în programul de guvernare. Dumneavoastră, am o rugăminte, să vă opriți puțin pentru o replică, vă rog, și să vă atrag atenția că subiectul era Liviu Dragnea, păi, da, sigur, Liviu Dragnea am plecat de la subiectul fură Liviu Dragnea pensionarii, da. Și am ajuns la pensii. Poate ajungem fură și copiii, la... fură și pensionarii. Tarul, poate ajungem Bun, și dacă la... îmi permite să vorbesc despre pensii, vă rog foarte mult, că este chiar domeniul meu și îmi place foarte mult să vorbesc despre el. Să nu uităm că în anul 2010, guvernarea PNL, pentru că a fost guvernare PNL, pentru că nu i s-a permis de către Curtea Constituțională să taie pensiile PNL românilor... PNL a sesizat la curte, doamna... Pentru că Vasilescu, nu i s-a permis. PNL a sesizat. PDL-ul a intrat în PNL și Ludovic la ora actuală Ludovic Orban a sesizat la Curtea Constituțională împotriva tăierii pensiilor și de aceea a salvat pensiile românilor. Ludovic Orban și PNL. Vă rog, doamna Vasilescu. Bun. Așadar, când nu au putut să taie pensiile, ce au făcut? Le-au impozitat. Au introdus la pensiile sub 2000 de lei un impozit de 16%, de fapt la toate pensiile, și CSS în toate pensiile. Asta a însemnat o scădere a veniturilor pensionarilor cu 15%. Ce a făcut PSD-ul imediat când a venit la guvernare în 2017? A fost chiar prima ordonanță de urgență după ce guvernul s-a instalat. A scos CSS din toate pensiile. Și de asemenea, la pensiile sub 2000 de lei a eliminat total impozitul, la pensiile peste 2000 de lei a scăzut impozitul de la 16% la 10%. Adică paralel pentru pensii speciale, pensiile speciale sunt pe legislație specială. Informați-vă, domnul Dancă, pentru că primii 3000 de euro de la PNL ca să cuvântați și pentru așa ar trebui să vă informați. Bine ar fi să nu vă întrerupeți decât eventual să aveți o contrarie. A fi nemai pomenit, deși cât se poate. Deci pensiile speciale, ca să înțeleagă și domnul Dancă, au fost plafonate anul trecut printr-o ordonanță de urgență. Nu au fost tăiate pentru că PSD-ul și-a asumat să nu taie nicio pensie, dar au fost plafonate. Cum ați majorat pensiile, fără să respectați legea. Poate că țineți cont și de faptul că, da, dacă doriți să fiți moderator, putem schimba lucrurile. Nu, dacă răspundem punctual la argumente, domnul Dumitrescu, dacă răspundem punctual la argumente și contraargumente, atunci se înțelege. Dacă eu spun
de mere și doamna Vasilescu răspunde de pere. Nu, eu răspund chiar de pensii. Nu, v-am vorbit de pensii. V-ați spus de pensii, de ce nu ați majorat punctul de pensie? Punctul de pensie s-a majorat fiecare an. Dacă am fi mers pe legea 263 pe care a susținut-o dumneavoastră cu Boc, ar fi avut o creștere la o pensie de 3.000 de lei, de exemplu, de 283 de lei. Dar pe guvernarea noastră a fost o creștere de 1017 lei. Ca să faceți o diferență fals, între ceea ce... Păi Vasilescu, nu e fals, e pentru că trebuiau majorate Dancă anul trecut cu formula de indexare din legea 263, cu rata inflației și care jumătate... a fost cuprinsă în punctul de pensie. Nu care e adevărat, a pentru că din iulie anul trecut până în septembrie este mai mult decât un an. Ar fi nu fost respectați 1045 legea. De lei iulie, anul de trecut pensie okay pe 263 Vasilescu, pe lege. De acord este că din iulie acum, din iulie până în septembrie e mai mult decât un an? Vă simți domnul mai Dancă, confortabil, stimați invitați? E mai mult decât 1045 un an? 1045 trebuia să fie pe vechea lege. Este 1100 acum și mințiți, este ordonanță mințiți, de urgență ca din septembrie 1265 pe să fie. Doamna, ne mințim deloc, dumneavoastră deci iulie-septembrie e mai mult decât un an, doamna.